Se adună nori în cea mai mare parte a Europei și va ploua în Scandinavia, arhipelagul Britanic, nordul Franței și în țările de jos. Cu toate acestea, se va încălzi în vest și sud-vest. O să bată vântul în Portugalia, Franța, Belgia, Austria, Suedia, Finlanda, Danemarca și Elveția, iar în zonele joase, pe spații mici, se va lăsa ceață. În țara noastră, meteorologii au emis două avertizări de vreme rea. Vorbim despre un cod portocaliu de ninsori abundente, valabil până în această seară la ora 22, ce vizează zona de munte a județelor Hunedoara, Alba și Sibiu. O să ningă mult și se va depune zăpadă consistentă. Vă spuneam că sunt două avertizări. Există și un cod galben de ploaie și ninsoare, valabil până mâine dimineață la 8. Va ploua în vestul și sud-vestul Transilvaniei, în Carpații occidentali și meridionali, iar la peste 1400 de metri va ninge și se va depune zăpadă. Vântul o să bată tare în vest, sud-vest, apoi se extinde și în estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 și 7 grade. Mâine, chiar dacă vremea continuă să se răcească, rămânem cu temperaturi peste ce ar trebui să avem normal la această dată, maxime cuprinse între 3 și 13 grade. Intră în vigoare de dimineață la 8 un cod galben de vânt, valabil până la ora 20, ce vizează Moldova, nord-vestul Munteniei. Vor fi rafale de până la 65 de km pe oră, iar în Muntenia, Dobrogea și Oltenia, pentru că și acolo se va simți vântul, va sufla cu 45-55 de km pe oră. La București, mâine, va fi norat, s-ar putea să plouă slab, maxim va scădea până spre 11 grade. Joi va fi norat în prima parte a zilei, apoi se va arăta și soarele. Temperatura va avea în jur de 12 grade. Vineri maxima va fi din nou în scădere, 11 grade, va fi norat, iar de dimineață, dar și noaptea, se va lăsa ceață. La munte sunt în vigoare mai multe avertizări de vreme rea. În această noapte, ploi în zonele mai joase, ninsoare în zona înaltă a Carpaților meridional și occidental și vânt puternic în Carpații de Curbură. Iar mâine va continua să bată vântul cu 45-55 de km pe oră. Temperaturile încep să scadă, cerul va fi acoperit și va mai ninge slab, iar mâine noapte pe văi și în depresiuni se va lăsa ceață. La Timișoara, mâine va fi norat de dimineață, apoi pe parcursul zilei o să iasă și soarele, maxima atât mâine cât și poimâine va avea în jur de 10 grade. Vineri se încălzește ușor, vor fi spre 12 grade. La Iași va fi mult mai rece decât la Timișoara, vremea va fi închisă, va ploua și maxima nu va avea mai mult de 5 grade. Joi vor fi în jur de 6 grade, se oprește ploaia și iese și soarele. Vineri continuă să se încălzească, dar atmosfera redevine mohorâtă. La Cluj urmează 3 zile fără fenomene meteo. În timpul zilei va ieși soarele, așa din când în când. Mâine maxima va urca până spre 6 grade, joi vor fi 7 grade, iar vineri 8 grade. Așadar, în fiecare zi se mai încălzește cu câte un grad.